Da? Influențăm foarte mult bugetul. Și una să fie 40, una 20. Și e bine ce spuneți 200 de mii sau cât o fi. Dar fără anexă nu putem face. Dacă mă provocați, eu mă fac nevoie să vă răspund. Banii care i-a dat Țibu ca să scrie discursul președintelui Consiliului Județean, fost consilier a domnului Stolojan, asociat cu domnul Lăzăroiu și asociat cu domnul Turcan. Care? Și a cărui soție scrie la evenimentul zilei și scrie articole despre Adrian Țuțuianu. Să vă vorbim puțin. Răspunde cel care a semnat. Deci școala 3 miliarde, școala 3 miliarde, făceam locuri de joacă și în județul Argeș. Asta e un aspect. Al doilea aspect. Îmi pare bine că sunteți foarte atent cu cheltuirea banului județean. Și eu sunt. Am spus că vom face, în limita unei alocări în loc de joacă, de 200 de milioane. Sunt 6 sau 7 localități care, dacă vor vin, dacă nu, nu. Vom modifica lista de investiții pe anul acesta și eu cred că 1 miliard de lei pe care îl alocăm pentru această chestiune, pentru a da o șansă tuturor celor care au depus proiecte, este un lucru normal. Așa modificăm asta. Și ultima chestiune care o spun, că spunea domnul Folescu, așa, între dumneavoastră acolo, că n-a fost făcut proiectul bine. Domnul Folescu, vă spun eu, toate proiectele bune și băgate la finanțare, ale au fost ale domnului Vădan, cel care mă înjura pe mine în aceeași ședință de Consiliu Județean, că făceam prea multe comentarii legate de acest proiect și sunt proiecte tip copy-paste. Adică același pus la 70 de localități și decontat de consiliile locale separat de această cheltuială. Dar dacă vreți să intrăm în amănunt, intrăm. Nu ședința de consiliu. Nu ședința de consiliu. Dar nu e că e mare. Aici am să am voie. Ca să unde s-au cheltuit bani. Mă scuzați. O replică scurtă. De fapt, nu știu dacă se cheamă replică. Am evitat în viața mea să fac afirmații, să jignesc, să ies pe televizor, să ies în media politică prea mult. Tot încep la câteva lucruri, dar o știu foarte bine. Ce face domnul Vădan e treaba lui, ce fac eu e treaba mea, dar vreau în Consiliul Județean să facem administrație, de-aia este și incompatibil cu anumite funcții în alte chiar de director general și de-aia am și putut fi și director general și în Consiliul Județean, fiindcă aici nu trebuie să facă politică, aici să facă administrație. Și haideți să o facem în folosul tuturor, că așa cât bani a cheltuit X și Y, și noi când am preluat în mandatul trecut de la PSD, Consiliul Județean, erau miliarde și 10 de miliarde cheltuite aiurea. Știu eu unele din ele. Nu vorbesc de 1000 de lei care cheltuit președintele Consiliului Județean pe nu știu ce discurs. Nu vorbesc de blocuri de joacă de câteva sute de milioane. Vorbesc de miliarde cheltuite și le știu. N-am spus nimic 4 ani de zile, nu o să spun nici acum. Dar haideți aici să facem administrație, că jumătate văd că e politică din ce se discută aici. Eu vreau să vă spun și eu câteva lucruri, ca să rămânim acest subiect. Bun. Indiferent ce credeți dumneavoastră, eu vreau să facem administrație. Eu am făcut un singur lucru. V-am răspuns cu cifre, cu date foarte exacte, la ceea ce s-a întâmplat în Consiliul Județean pe acest proiect. N-am făcut politică. Dacă prea multă informație deranjează, este o chestiune de apreciere personală. Eu am încercat să informez. Și nu vreau să fiu asociat cu mine. Așa. Nu, v-am adus aminte de povestea cu Vădan, pentru că el a făcut proiectele pentru aceste locuri de joacă. Nu știu. Pe cuvântul meu, domnul Vădan, vă rog să punem punct discuție aici și să spunem proiectul aprobării Consiliului, cine este pentru. Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, abțineri. O abținere, domnul Trifan. Punctul 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean, numărul 141 din 30.06.2010, privind implementarea și finanțarea proiectului modernizarea și extinderea complexului de servicii sociale Casa Soarelui Târgoviș. Vă rog, domnul Mircea Nistor. Prin hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița, numărul 141 din 30.06.2010, a fost aprobată implementarea și finanțarea proiectului modernizarea și extinderea complexului de servicii sociale Casa Soarelui,
prin accesarea fondurilor programului operațional regional 2007-2013, axa prioritară 3. Prin adresa numărul 11505 din 11-7-2011, adresul Muntenia a anunțat Consiliul Județean Bujovița că proiectul susmenționat a intrat în etapa precontractuală de verificare a proiectului și de actualizarea principalilor indicatori tehnico-economice a investiției. Ca urmare și în mod direct, Consiliul Județean Dâmbovița a înaintat și va înainta către adresul Muntenia hotărârea Consiliului Județean privind modificarea acestor indicatori datorită faptului că în această perioadă cota TVA-ului a crescut de la 19% la 24%. Totodată, în această hotărâre, la solicitarea expresă a adresului Muntenia, se modifică articolul 5 din cadrul contractului de finanțare și anume Consiliul Județean Dâmbovița își dă acordul ca pe perioada deținerii dreptului de administrare Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița să realizeze investiții asupra infrastructurii și terenului. Vă mulțumesc, domnul specialistor. Dacă sunt întrebări, comentarii pe acest proiect, nu sunt, e un lucru bun tehnic de la finanțare. Vă anunț pe, și pe dumneavoastră că sunt și alte proiecte care probabil vor primi finanțare urmare a economiilor făcute la nivelul Agenției de Dezvoltare Regională. Probabil că o să avem posibilitatea în următoarea lună să introducem la finanțare 4 școli din Dâmbovița, 2 la Crânsești, una la Buceasa și una la Șodânca. Deci care vin pe listă și urmează apoi școala 1-8 din Bucet și vom vedea dacă mai reușim în continuare să aducem și alte proiecte la finanțare. Vă supun aprobării proiectul de hotărâre propus. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, și nu sunt, abțineri nu sunt, cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul. Trecem la punctul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, reparații, capitale, secția de dermatologie, Spitalul de Urgență Dâmbovița. Dau cuvântul domnului Mircea Nistor pentru prezentare. Pe parcursul derulării lucrărilor de reparații curente care se efectuau la secția de dermatologie, s-au constatat deteriorări ale elementelor constitutive de rezistență, deteriorări ce pot pune în pericol funcționalitatea clădirii. La această dată, lucrările de reparații curente au fost stopate pentru a putea permite o analiză a situației curente și luarea măsurilor necesare continuării lucrărilor. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ce cuprind lucrări de proiectare, expertiză tehnică, lucrări de reparații capitale la această secție. Astfel, în scopul asigurării finanțării lucrărilor, propunem aprobarea proiectului de hotărâre și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reparații capitale, secția dermatologie. Da, dacă sunt întrebări, comentarii, cred că cei care sunteți cu date mai vechi la Consiliul Județean, vă aduceți aminte că ai statul plecat. Când, în momentul când s-a trecut la Lubreț, s-a constatat că e nevoie de altceva acolo. Am mers împreună cu domnul arhitect Barbu, trebuie să aprobăm acest proiect de hotărâre și să declanșăm procedurile legale de achiziție prin licitație publică a lucrărilor, în așa fel încât să finalizăm toate activitățile pe care le avem programate la Spitalul Județean. Vă supun aprobării proiectului. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, abțineri. Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții centrală termică și rețea distribuție la secția reumatologie Spitalul de Urgență Târgoviște. Domnul Mircea Nistor, vă rog să faceți prezentare. Pentru bună funcționare
secției de reumatologie au fost necesare lucrări de reabilitare și modernizare a spațiilor existente, lucrări care au fost deja finalizate. Dar, pentru asigurarea unui primar corespunzător, este imperios necesar realizarea unui sistem de încălzire în condițiile în care actualul sistem include elemente cu o durată de funcționare depășită fizic și moral. Lucrările necesare a se efectua sunt lucrări de arhitectură, construcția unei clădiri pentru această centrală termică și reparații privind distribuția instalațiilor termice. În scopul asigurării finanțării lucrărilor, propunem aprobarea proiectului de hotărâre și a indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiție. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, domnul comentarii, domnul Vasiliu. Domnul președinte, mai avem un program amplu pentru cetățenii din Târgoviște, pentru cei care astăzi nu beneficiază nici măcar de apă caldă, de extinderea numărului de abonați pentru termica Târgoviște, în sensul de a putea păstra în funcțiune și mai ales în sensul de a putea da oamenilor în această iarnă căldură. Este vorba de 2600 de abonați. Întreb doar atât, întrebă domnul director, dacă nu este posibil ca această raportare să se facă la termica, pentru că am pușcat doi iepuri cu un singur gros și am ajutat și această societate să iasă dintr-un într-o mare încurcătură. Falimente ar fi care are nevoie de vreo 170 de miliarde în creștiu, nevoie pentru a putea să furnizeze la iarnă căldură pentru 2600 de locuințe din Târgoviște. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Vreau să dau răspuns aici domnului consilier. Spitalele județene de urgență au nevoie de dublă raportare. În toamnă s-a făcut o raportare și la termica, în așa fel încât, dacă se întâmplă o avarie, să spitalul să nu fie în posibilitatea de a se încălzi. Deci este un contract și cu termica și trebuie să avem și noi sistemul nostru, pentru că altfel, dacă nu avem o dublă posibilitate de încălzire, înseamnă că nu ne putem lua pe termica. Mulțumesc. Bun. Mai sunt întrebări? Bunvenite, poți să reprezi? Vă rog, mai devreme am aflat din raportul la hotărâre anterioară de necesitatea economicității. Acum am aflat de necesitatea unui clap răspunzător. Nu am putea să trebuie repunere la chestia asta. Sunt un raport. Se spune, domnule, ce vizăm? Necesitatea economicității? Mă atunci că tot timpul am crezut că provincialistul dumneavoastră l-ați învățat să facă. E doar prietenul meu, domnul președinte, domnul Păsar, nu pe mine. Mai zi o dată și uite așa, l-ai distrus. Eu o să țin seama de toate observațiile pe care le faceți și am să vă citesc și actele administrative pe care am să le iau. E corect. Ne vreau să jucăm cu foarte multe cuvinte. Eu vreau să fac și aici câteva precizări ca să rămâni și opinia publică, să ne rămâni și fiecare dintre noi. Fără să spune iar cineva că fac politică. Nu este politică, dar trebuie spus. N-a existat... Am glumit, că n-am de proiect. N-a existat... Am glumit. Azi m-am glumit, de-aia... Mulțumesc. N-a existat niciun fel de ordine în ce facem în curtea Spitalului Județean. De aceea suntem și astăzi în situația în care construim tot felul de căsuțe, ca să nu zic cocioabe, prin curtea Spitalului Județean, să mai punem o centrală, să mai facem nu știu ce, pentru că n-a existat o logică unitară a proiectului, n-a existat o urmărire atentă a lucrurilor care trebuiau făcute acolo, unde se pune centrala asta la 10 metri este o altă clădire cu o altă centrală. I s-a spus la Consiliul Județean că facem pompe de căldură. Pompele alea de căldură. M-am mers acum alea pe care s-a cheltuit 1,5 milioane de euro și am încercat și eu să aflu cum funcționează, cât funcționează. Nu sunt în măsură să asigure nici căldură și nici apa la temperatura care este necesară la secția de reumatologie. Iar ele nu funcționează, de exemplu, pe aer rece.
Când am întrebat de ce, mi s-a spus că am cheltuit 1,5 milioane de euro, dar n-au componenta de aer rece, ci au numai componenta de aer cald. Cu privire la toate aceste lucruri, voi face lumină în următoarea lună și am să vin în Consiliul Județean să vă prezint ce este cu adevărat în Consiliul, în proiectele derulate la Spitalul Județean și am să iau și măsuri administrative în consecință. Cert este că la momentul ăsta reumatologia nu poate funcționa, pentru că nu poate prepara apa la temperatura care este necesară în activitățile de tratament. Al doilea lucru cert este că în toate secțiile unde avem, de exemplu, pe cei de la terapie intensivă, nu se poate asigura aer rece și oamenii sunt acolo leșinați de căldură. Și al treilea lucru care este iarăși foarte clar, am cel puțin 4-5 solicitări suplimentare, tot de centrale, la diverse secții, pe care o să le tratez din perspectiva activității societății tehnica. Pentru că trebuie să vă spun că nu o să putem să facem câte centrale de-a doamna Ionescu prin curtea spitalului. Și nici nu o să putem să ne jucăm de investițiile cu bani care nu sunt puțini și pe care trebuie să-i rămânim cu foarte mare grijă. Săptămâna viitoare am să dau tema aceasta aparatului tehnic și o să venim cu o propunere la prima ședință de Consiliul Județean. Vă supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotriva, abține. Unanimitate de voturi aprobat. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului tabără pentru olimpici. Prezintă domnul Pavelescu Raul, șeful serviciului de specialitate. Vă rog. Domnule președinte, domnule și domnule consilier, în acest proiect de hotărâre vă propunem să fim de acord cu o acțiune ce se va desfășura în colaborare cu Institutul de Școală Artezeană de Bogotá și ce are ca finalitate oferirea ca recompensă a unei tabără în secolul de 6 zile în tabăra Căprioara, celor mai buni elevi din Bogățeni care s-au remarcat prin obținerea de rezultate deosebite la Olimpiadele Naționale și Internaționale. Aș vrea să menționez faptul că, pe lângă copiii care au fost comunicate către Inspectoratul Școlar Județean, s-au adăugat și elevii clubului din Cucoasa, care s-au remarcat prin obținerea locului din mondial la concursul de micromodele care a apărut în serie, acum câteva zile. Costurile efective sunt cele de cazare și masă și pot fi suportate de bun. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, comentarii, vă rog, domnul Cătălin Olteanu. Domnule președinte, o completare ar fi. Aș propune, nu știu dacă se poate acum, dar pe viitor, aș propune să acordăm o atenție deosebită acestor olimpici. Nu doar o tabără și dacă se poate, mai ales pentru cei care obțin premii la Olimpiadele Internaționale, Consiliul Județean să vină cu o recompensă în sprijinul lor. Da, chiar în ședință festivă. Da, da, vă fac câteva precizări imediat. Întreb dacă mai sunt alte comentarii. Vreau să știți că primii care sunt pe tabel până la poziția 20 sunt de la Cucioasa, de la Clubul Copiilor. Cei care s-au ocupat de aeromodele au obținut locul întâi mondial. Am aflat în urmă cu 3 zile și cred că este bine să îi premiem. Ceilalți sunt olimpici care au obținut rezultate foarte bune la Olimpiadele Naționale și se adaugă pe această listă un număr de 7 profesori care îi vor însoți în tabără și sunt profesori care i-au pregătiți și nu alții din sistemul de învățământ. Pe lângă această hotărâre, vreau să precizez că vine la ora ora 13, pentru cei care doriți să participați, vom face o festivitate, să spunem, publică de premiere a acestor copii. Mă gândisem să o facem astăzi, dar evident că nu era locul aici. Eram deja prea mulți și pe lângă
o diplomă, o să a văzut, am semnat astăzi referat, să le dăm și un mic adunc, un pic, un siloc, cu o agendă, cu câteva lucruri de promovare a județului Dâmbovița, pe care le avem în proprietate și vom adăuga o cheltuială suplimentară de 40-50 de lei pentru fiecare copil. Atât se poate astăzi. Deci cei care doriți să participați vineri, vă aștept aici, pentru că este hotărârea Consiliului Județean și nu doar a președintelor Consiliului Județean. Încercăm să schimbăm și aici regula. Sunt alte comentarii, observații? Nu sunt, vă spun aprobări, cine este pentru. Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri. Nu sunt, unanimitate de voturi s-a aprobat. Și acest proiect, punctul 23, proiect de hotărâre privind numirea conducerii interimare a Serviciului Public Județean Salvamont Dâmbovița. Dau cuvântul doamnei Stan Manuela, pentru prezentare. Am rugămintea, văd că tot aparatul tehnic de la Consiliul Județean e nemâncat. Vorbiți pe atunci. Sau nu funcționează microfonul și te rog pe tine de la tehnic să rezolvi problema. Eu mă gândeam că nu sunt obișnuit să stea după ora în pare. Dar asta e altă. E obișnuit, pe ta. Vă rog. Prin hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița numărul 134 din 2010 a fost înființat Serviciul Public Județean Salvamont Dâmbovița. În conformitate cu prevederea articolului 104 din legea numărul 215/2001, președintele Consiliului Județean propune Consiliului Județean numirea pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice județene. În vederea coordonării și îndeplinirea discuțiilor ce privind Serviciul Public Județean Salvamont Dâmbovița, vă supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind numirea domnului Deaconescu Gheorghe în funcția de director interimar până la ocuparea acestei funcții prin concurs. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt câteva precizări că sunt necesare, există un interimar de mai multă vreme acolo, un domn care locuiește undeva în județul Prahova, care nu prea vine pe la serviciu decât o dată pe săptămână. Și despre ale cărei fapte de vitejie m-a informat presa locală. Am o sesizare de la colegii noștri din presa locală, care, deși mai ies pe la munte, au mai participat pe la activități, mi-au cerut să intervin pentru a regla această situație. Vom face un concurs. Până atunci eu cred că este bine să numim un om care știe foarte bine despre ce este vorba. Și singurul pe care l-am găsit și eu ieri, prezent în munte, cu ocazia deplasării de lucru pe care am avut-o acolo. Nu l-am găsit pe șeful în funcție, l-am găsit pe cel care este mereu pe munte, domnul Diaconescu. De aceea am făcut această propunere și vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă există voturi împotrivă, abține. Cu votul unanimității consilierilor, s-a aprobat acest proiect. Trecem la punctul 24, proiect de hotărâre privind confirmarea componenței Consiliului de Administrație a Spitalului Județean de Urgență Dâmbovița. Doamna Stan Manuela. Un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat, și un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generali, primarilor și asistenților medicali din România, cu statut de invitat. Prin hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița numărul 85
din 17 iulie 2012. Au fost numiți reprezentanți în Consiliul Județean, în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență. De asemenea, prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Zumbovița, au fost numiți reprezentanți în președintelui Consiliului Județean în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență. Târgoviște, iar Direcția de Sănătate Publică ne-a comunicat modificarea reprezentanților săi în componența Consiliului de Administrație. Prin urmare, compunem Consiliul Județean aprobarea proiectului de hotărâre prin care se confirmă componența Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, comentarii, dacă nu sunt, vă supun aprobării. Să rog. Așa de mult faci? Nu știu, așa șapte și șapte. Așa spune lege. Vă supun aprobării proiectul. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, abțineri, nu sunt. Unanimitate de voturi, proiectul a fost aprobat. V-aș ruga să fiți de acord să discutăm proiectele de la punctul 29, pentru că cele de la punctele 25 până la 28 implică vot secret. Ne întoarcem la ele și ca să dăm coerență ședinței noastre, da? Îl punem la vot sau e de acord toată lumea? De acord toată lumea, da? Prin consens. Prin consens. Punctul 29, diverse, primul proiect de hotărâre privind aderarea județului Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița la polul de competitivitate cu la locul Muntenia. Dau cuvântul domnului Bocan Adrian pentru prezentare. În scopul continuării investiției la tipuri și a creierii de noi locuri de muncă, grupul ENO a identificat sursa de finanțare disponibilă din fonduri europene prin programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice 2007-2013, axa prioritară 1, consistentă produs inovativ și ecoeficient, domeniul major de intervenție, dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, operațiunea dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional, constituirea de pol de competitivitate. S-a inițiat astfel Pol Auto Muntenia, parteneriat pe bază de acord, fără personalitate juridică, din care fac parte 28 de entități din grupul Renault România, universități, cea de la Pitești și Valahia Târgoviște, organisme de cercetare, alte întreprinderi și IMM-uri. Reprezentanții Pol Auto Muntenia au lansat o invitație de participare a județului Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița la acest pol de competitivitate. Da? Dacă sunt întrebări, comentarii, nu sunt, vreau să vă informez că am avut o discuție cu cei din conducerea societății comerciale automobile Dacia și a centrului Renault de la Tricu. Consiliul Județean nu va avea niciun fel de participare financiară. Sunt parteneri în acest proiect Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, cu toate județele care sunt componente. Mai multe întreprinderi mari și IMM-uri care concură la piața auto din România, începând cu automobile Dacia, Delta Invest, Comerbin, locații industriale, matrice Dacia, Renault Tehnologii Lumea, Polimon, Subansamblu Auto și așa mai departe, și trei universități, Universitatea Politehnică din București, Universitatea din Pitești și Universitatea Valahia din Târgoviște. Este după părerea mea, un lucru foarte bun. Această zonă înseamnă 25% din producția industriei auto din România și important nu e numai proiectul în sine, ci oportunitățile ulterioare de dezvoltare a zonei. De aceea vă rog să fiți de acord cu adoptarea acestui proiect, urmând ca să semnăm documentele la o dată care vi va fi comunicată ulterior. Vă spun aprobării proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotriva, abțineri, nu sunt. Unanimitate de voturi. Proiectul a fost aprobat. Trecem la cel de-al doilea proiect de la punctul diverse. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, lucrări de execuție, căi de acces și parcări la Spitalul de Urgență Târgoviște.
prin domnul Mircea Visor, vă rog. Prin finalizarea lucrărilor la secțiile medicale din interiorul Spitalului de Urgență Târgoviște, se impune amenajarea unor parcări pentru descongestionarea și fluidizarea traficului rutier. Având în vedere că incinta spitalului nu mai corespunde tehnic din punct de vedere al căilor de acces autovehicul, al traficului pietonal și al scurgerii apelor pluviale, este necesară intervenția cu lucrări de reabilitare a acestora. Astfel, în scopul asigurării finanțărilor lucrărilor, propunem aprobarea proiectului de hotărâre și a indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiție. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, comentarii, și aici pentru cei care cunoaște situația de la Spitalul Județean, există o gândire ceva mai veche, păi e ideea mea, a extindere unor parcări și separare un pic a fluxurilor. Fluxul pentru vizitatori și fluxul pentru cei care au calitatea de salariat la Spitalul Județean de Urgență. De ce am supus aprobării acest proiect? Am identificat foarte bine teremurile, m-am deplasat acolo cu specialiștii din aparatul tehnic. Vom face procedură de achiziție publică. Evident că o parte din investiție, asta primară cu petruire la început, o vom face probabil anul acesta. Iar anul viitor vom continua cu lucrările de asfaltare. Nici nu avem resurse financiare ca să putem să ducem investiția până la capăt în acest an și probabil nu ne va permite nici timpul până se derulează toate procedurile de achiziție și publică. Vă rog, domnul Mătănescu. Domnule, într-am întrebat aseară pe domnul director Mircea Nicăr. Ne-a confirmat doar în parte, dar eu știu că inițial acest obiectiv s-a convenit. Dacă era văzut de lucruri. S-a convenit dacă este obiectul de finanțare a Spitalului Județean. Da, domnul Mircea Nicăr. O întrebare. Da, eu n-am cunoștință de această mulțumesc, domnul. Da, nu credeți că ar trebui să incităm la economie? De acord cu dumneavoastră, că ar trebui să avem o discuție și cu Spitalul Județean, să vedem care este timpul dumneavoastră. Vis-a-vis de toate investițiile pe care le avem noi în cadrul incintei Spitalului Județean. Asta aveam să vă asta. Iar eu vreau să vă spun că eu am invitat la economie. Am tăiat și asistența juridică, și consultanții de achiziții. I-am rugat să termine și cu făcut o curățenie după Vavet, pentru că Vavetul trebuie să ne predea spațiile în stare normală și nu să utilizăm salariații de la Spitalul Județean. Vă spun că vom amaneja spațiile verzi cu salariații din cadrul Spitalului Județean și unde va fi în mod excepțional nevoie cu cei de la Protecția Plantelor, de la societatea noastră. Și voi avea grijă să se cheltuie cât mai puțin și mai eficient banii publici. Bun, vă supun aprobării acest proiect. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotriva, cu unanimitate de voturi, proiectul a fost aprobat. V-aș ruga să-mi permite tot la punctul diverse să vă informez despre situația clubului de fotbal Chindia Târgoviște. Fac o informare preliminară și mai multe motive. Văd că scriu diversi oameni prin presa locală, prin presa centrală, tot felul de lucruri. Am văzut că un cetățean de aici, din presa locală, a preluat moțiunea de tatălui Țuțuian, care vrea să pună cruce fotbalul la Târgoviște. Am văzut pe alții care își dau cu părerea despre acest subiect și am văzut și o amplă acțiune de manipulare a opiniei publice. Făcute inclusiv de oameni din presa locală, cărora le-am creat anumite contracte pe care le aveau cu Consiliul Județean. De exemplu, un ziarist din presa locală s-a ocupat de întreținerea centralelor termice al Consiliului Județean. I-am tăiat și eu această activitate și el a considerat că e foarte bine să meargă pe stadion, să le spună oamenilor, Tuțuianu pune cruce activității de fotbal, Tuțuianu, deși are bani de la fotbal, Tuțuianu nu vrea să sprijine construcția unui nou stadion, Tuțuianu nu vrea să facă, Tuțuianu nu mai știu ce face.
Am studiat, am întrebat, am analizat și am constatat următoarele lucruri, pe care trebuie să le știe toată lumea. Unu, că nu există un proiect pentru un stadion în municipiul Târgoviște. Există vorbe. Doi, vorbe de campanie, domnul Bărescu, foarte bine a spus. Al doilea lucru. Am constatat că nu există la acest moment vreun leu alocat cu această destinație. Trei, am constatat că echipa de fotbal Sulichea a trăit în principal, în proporție de peste 90%, din alocări financiare făcute de Consiliul Județean Târgovița și Consiliul Municipal Târgoviște. Din când în când, anumite alocări financiare s-au făcut din sponsorizări. Societăți comerciale care erau în contract cu Consiliul Local Târgoviște sau contract încheiat cu Consiliul Județean Târgoviște pentru diverse lucrări publice. Astăzi, situația este următoarea. Echipa trebuie să înceapă campionatul. Am avut mai multe discuții cu domnul Gică Popescu și cu cei care sunt acolo la club. Avem solicitarea din partea domnilor lor de asigurarea unei finanțări pentru acest an de 12 miliarde de lei. Ca să rămână echipa în divizia B și cu o discuție făcută foarte clar, aceea de a renunța la antrenori, la jucători care sunt prea scumpi pentru sărăcia pe care o avem noi în restul de poliție. Vreau să analizați și dumneavoastră, o să am o discuție cu primarul municipiului Târgoviște să văd în ce măsură se implică în acest proiect. Și apoi vreau să vin în Consiliul Județean și să luăm o hotărâre. Pentru că tot în Consiliul Județean, tot dumneavoastră, mulți dintre cei din jurul mesei astăzi, ați aprobat în urmă și vreo 2 ani de zile un proiect de asociere a Consiliului Județean pentru dezvoltarea activității fotbalistice. Atunci s-a spus că nu avem mare lucru de dat, că se ocupă alții. Astăzi constat că numai noi dăm și se ocupă alții de cheltuirea banilor. Și va trebui să luăm o hotărâre pe care să ne asumăm cu toții și pe care nimeni nu o poate discuta după aceea pe criterii care nu au legătură cu realitatea. De aceea eu vă invit să gândiți dacă este nevoie să rămânem în acest proiect, dacă continuăm, dacă continuăm cu actuala formulă, sau dacă ne retragem și se ocupă de fotbal alții care sunt privați. Sau alții, poate și cu un sprijin de la comunitatea locală și județeană. La momentul acesta, riscul e următorul. Dacă eu spun stop, s-ar putea să avem mai mulți jucători care nu sunt proprietatea Consiliului Județean, sunt proprietatea firmei domnului Gică Popescu, care se vor duce și vor depune memoriile și asta înseamnă scoaterea echipei din campionat pe motiv că nu și-a plătit salariul. Am antamat o discuție și cu privire la anumite renunțări de celor care sunt creditori. Creditori vorbim aici de antrenori, de fotbaliști și de alții. Dar vreau să dăm un răspuns în Consiliul Județean la acest subiect și răspunsul acesta eu îl voi comunica în termenul cel mai scurt celorlalți asociați ai Consiliului Județean, adică Consiliul Municipal Târgoviște, firma Lucică Popescu și Universitatea Valahia. Dacă credeți că trebuie să am în discuția, o facem astăzi, dacă nu, eu v-am pus în temă și din săptămâna viitoare sau peste câteva zile o să vedem când facem o ședință de Consiliul Județean, am să vă și spun de ce, cu un proiect de hotărâre. Sunt comentarii? Vă rog, domnul Gifran. Domnul președinte, ideea e foarte bună, transparență, echipă în Târgoviște, Târgoviște ne trebuie. Să găsim soluții transparente. Și cred că nu este bine să lichidăm și o plăcerea a 2.000, a 3.000, a 4.000 de spectatori. Ce este, ce spuneți dumneavoastră, sunt niște dedesubturi și în momentul când aveți toate informațiile, dacă împreună putem găsi o soluție de compromis cu această echipă. Punctul meu de vedere este că este nevoie de echipă de fotbal în Târgoviște.
mandat la alte sporturi, tot timpul Consiliul Județean, în limita bunului simț a respectului, cu bugetul pe care l-avem, cu patrimoniul pe care l-avem, putem găsi soluții, să participăm și noi. E punctul meu de vedere. Dar ce spuneți dumneavoastră, noi nu avem cum să știm. Ceea ce trebuie, cum a trebuit. De principiu, și dacă v-ați aminte și mandatul trecut, eram în partea cealaltă, am susținut același, acest punct, dar așa cum susțin ca om, și nu vreau să fac politică, ci mă gândesc că munca asta socială de administrație mai bună. Mulțumesc. Sinte retragerea schimbă parte. Am înțeles că ați spus să o singură zi la putere. O zi și bună. Oamenii ăștia chiar sunt simpatici. Nu știu care e mai bun opoziție. Nu fac politică, dar e altceva. Și mai am mai avem multe de comun. Hai să ne întoarcem la subiectul cu fotbalul. Deci, domnul Crifan, dacă aveți pricepere și dorință de a vă implica proiectul ăsta, să știți că n-am reprezentat al Consiliului Județean și cu mare bucurie o să vă rog să vă implicați și vă promit că vă dau și un birou. Nu la etajul președinte. N-am nevoie de birou. Nu, ca să aveți unde vă întâlnim cu... Cum arănesc un birou? Că așa așa... Noi, este votat al președintelui pentru cel care se ocupă de fotbal. Eu m-am săturat să încep în fiecare dimineață. Sau Leopadea. În fiecare dimineață mă trezesc cu cineva de la club care vine și îmi spune am nevoie de transport, am nevoie de bani pentru nu știu ce, nu avem mâncare pentru sportiv, nu i-am plătit de două luni, n-am plătit antrenorul. Eu nu vreau să judec trecutul, cred că nu trebuia să acceptăm antrenori care ne costă 100 și ceva de milioane pe lună numai salariu, plus cazare. Plus, stați când vor veni alții. Da? Vom vedea. Deci eu vin în Consiliul Județean, această hotărâre trebuie să o luăm cu toții, în cunoștință de cauză, și să eliminăm discuțiile făcute complet aiurea, fără niciun suport, în opinia publică din Zimbabwe. Ne întoarcem la punctele 25, 26, 27, 28. Avem de desemnat mai multe persoane în Consiliul de Administrație de la Complexul Național Muzeal Curtea Românească, la Școala Specială de Arte și Meserii, la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din Bobița și două persoane în propunere pentru Consiliul de Administrație al SECE Carpat Montana SEF-ESA. Pentru că trebuie să facem vot secret, vă propun să facem ca de obicei o comisie de numărare a voturilor, pe algoritmul cunoscut 3.1.1 și vă rog grupurile aceleași persoane. E mai important postul de administrație decât păstrat. Nu pot rămâne în comisie. Puteți să ne inuzi? De ce nu e de termenul la spusul la mână în Consiliul ăsta de administrație nu sunt trebuie. Nici nu o să muncească. Deci este comisie de vot. Vă propun să facem 5-3-1-1. Nu știu care era ultima componență a Comisiei de Numărare. Păi spune care era componența să mergem mai departe. Marinescu. Marinescu, Manole, Lupoi. În locul domnului Marinescu. În locul domnului Marinescu. Domnul doctor Neamărat. Ce? Deci, haideți să nu ne jucăm pe pierdere. Deci, domnul Neamărat. De la PDL, domnul Buta, de la PP, domnul Dumitru Adrian, vă supun aprobării conferința comisiei. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Pentru primul proiect, proiect de hotărâre
privind numirea Consiliului de Administrație a Complexului Național Muzeal Curtea Românească Târgoviște. Vă rog să aveți în vedere. Cine prezintă, doamna Stan Manuela, vă rog. Colegilor publice numărul 311 pe 2003, în cadrul muzeului de trecut, sunt organizate și funcționează Consiliul de Administrație ca organe deliberative de conducere. În conformitate cu prevederea articolului 17 din anexa numărul 1 la hotărârea Consiliului Județean Târgoviște numărul 7 din 2008, privind aprobarea organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Național Muzeal Curtea Românească, din Consiliul de Administrație fac parte doi reprezentanți ai Consiliului Județean Târgoviște și directorul muzeului. Numirea Consiliului de Administrație se face de către Consiliul Județean Târgoviște. Vă mulțumesc! Deci avem de desemnat doi reprezentanți. Este corect ce a spus domnul Vasiliu, sunt neremunerați, ca așa spune legea. Vă rog să faceți propunere. Doar la consilier. Propunerile noastre sunt pentru domnul profesor universitar dr. Marin Cârciumaru și conferențiar universitar dr. Agnes Eric, ambii de la Universitatea Valahia din Târgoviște. Bun. Vă consum dacă sunt alte propuneri. Deci noi am avut în vedere, ca să nu ne jucăm puțin în niciun fel, am avut în vedere doi oameni de meserie. Sunt profesori universitari și sunt cei care au pregătit pe cei care conduc și astăzi Consiliul Muzeului Județean sau lucrează la aparatul tehnic al Muzeului Județean. Vă consum dacă sunt alte propuneri. Nu, prevede legea procedurilor și vreau să facem asta. Bun. Deci facem buletin de vot cu cele două persoane. Aparatul tehnic, mergeți și rapid dați drumul la acel drum de buletin. Dați drumul deja la buletinele astea, că avem de făcut 30 și... Cât sunt prezent drumul? 30. Punctul 2. Proiect de hotărâre, punctul 26, scuzați-mă, privind numirea reprezentantului Consiliului Județean în Consiliul de Administrație al Școlii Speciale de Arte și Meserii Târgoviște. Consiliul Județean trebuie să desemneze un reprezentant, doamna profesor Tristea. În aceeași idee de a numi oamenii de specialitate, propunerea noastră este pentru doamna profesor psiholog Drăghicea Orica. Vă rog. Dacă sunt alte propuneri, dacă nu sunt alte propuneri, vă supun aprobării, înscrierea pe buletinul de vot. Da? Nu. De fapt, nu e nevoie de aprobare. Vă consult, înscrie pe buletinul de vot. Vă rog, punctul numărul 27 este proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Târgovița în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmboviță. Doamna Stan Manuela, vă rog să faceți prezentarea proiectului. Conform ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului numărul 5555 pe 2011, pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională, conducerea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională este asigurată de un Consiliu de Administrație cu un număr impar de membri, cumpris între 9 și 13, respectiv directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, un reprezentant al Consiliului Județean, coordonatorul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică, coordonatorul Centrului Logopedic Interșcolar, un reprezentant al mediatorilor școlari, un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean și cadre didactice. Din partea Consiliului Județean, nu reprezentăm. Da, vă mulțumesc, doamna Cristea. Propunerea noastră pentru acest Consiliu de Administrație al CNRA este pentru doamna profesoară Marinescu Eugenia, la fel profesor de specialitate psihologie. Da, vă rog, domnul Trifan. Aș dori, dacă este legal, nu știu, ca din componența la acest Consiliu să fie domnul Ionu. De ce spun să ocupă de direcția copilului? Problemele acestea are o vechime atât de mare încât nu poate să greșească. Și cineva să vină din Consiliul Județean. Dacă
punctul meu de vedere. Un trifan personal am optat pentru desemnarea de oameni care nu fac parte din aparatul de specialitate al Consiliului Județean în toate aceste situații. De acord cu mai nesugerit, da. Dacă e de acord și domnul Antonescu, e clar că vom avea un ajutor. Ce v-ați consultat cu domnul Trefan? E nou venit în partea. Înțeles, l-am consultat mai rar. Nu, nu, așa am spus, domnul Antonescu, e mai nou venit în partea. Am spus eu că trebuie să fie cineva cu forță din Consiliul Județean să ajute acest cineva. Da. Domnul președinte, eu dacă îți facem o remarcă, îmi permiteți. Și așa ce-ți vreau să ne mănâncă banii și nu avem niciun control. Da, vă rog. Adică inspectoratul școlar este cel care face muzica acolo. Dar de ce ați spre mine, că ziceți? Noi doar suntem singuri să confirmați ce sau unde are. De ce arătați spre mine? Am spus că nu m-ați auzit, dar sunteți în măsură să confirmați ce spun. Noi nu avem nicio... Avem un reprezentant acolo, mai ales cu genii foarte bună. Da. Eu mărturisesc că nu cunosc nici pe doamna Geni, nici pe doamna Drăghici. A mers pe mâna doamnei Maria Listea, pentru că cunoaște foarte bine cum funcționează sistemul. Asta e un prim aspect, iar trimiterea domnului Antonescu la dumneavoastră avea în vedere hotărârea judecătorească pe care ați obținut-o de reintegrare, postul de inspector general la Pățământ și pe care n-a, care n-a fost pus în aplicare. Asta e. Ce fac politică și când doar. Da. Bun. Deci, mai sunt alte propuneri? Nu. Trecem pe buletinul de vot, aparatul tehnic face buletinele de vot. Trecem la punctul 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean de Bolița, numărul 83 din 17.07.2012, privind numirea reprezentanților Consiliului Județean în adunarea generală a acționarilor și în Consiliul de Administrație la SC Carpat Montana Serv ESA. Trebuie să mai desemnăm doi membri din Consiliul de Administrație. Rog pe doamna Stanu Mandela să facă prezentarea proiectului de hotărâre. Prin hotărârea Consiliului Județean de Bolița numărul 83 din 17 iulie 2012, au fost propuși membrii interimari în Consiliul de Administrație la SC Carpat Montana Serv ESA, până la finalizarea procedurii de selecție conform ordonanței de urgență a Guvernului numărul 109/2012, domnul Nicolae Icon, Crăducă Oana Silvia și Răscaie Ionu. Conform actului constitutiv al SC Carpat Montana Serv ESA, Consiliul de Administrație este format din 5 membri. Având în vedere cele prezentate, este necesară modificarea articolului 4 din hotărârea Consiliului Județean menționat în sus, în sensul completării Consiliului de Administrație al SC Carpat Montana Serv ESA cu încă 2 membri. Da, mulțumesc. Vă rog să-mi faceți propuneri, domnul Marinescu Ion. Domnul Regulă. Da. Nu am privit așa rapidă. Definiția, ți-o distrăși. Nu s-o problemă. Înțeleg că vreți să vă aduceți aminte de avocatură și faceți exerciții de subiectul ăsta. Nu vreau să uită din exact. Nu știu dacă vă va mai frumos. Vă rog, dacă mai sunt alte propuneri. E rezultatul ca să fie foarte clar. N-am pus 5 data trecută, pentru că cei din aparatul tehnic n-au știut să citească statutul societății. Și mi-asum că i-am lăsat prea mult pe post, până chiar până astăzi pe unii, dintre cei care n-au citit, întrebări. O să-i mai întârzi de la următoarea. Al doilea lucru care a spus foarte clar, Alexandru Luca e jurist de meserie, Voicu Neagru e jurist de meserie. Primul, pentru cei care vă pricepeți la servicii. A fost șeful Sfinții Serii din județul Drâmbovița, cel al doilea a fost șeful Poliției de la Tine. Am multe lucruri pe care vreau să le verific la Carpat Montan. Sunt și mii câteva anchete în curs, ca să știți această chestiune. Și eu cred că vă fi util
în procesul de ascultări, dar trebuie să citim, de exemplu, niște documente și să aflăm de ce niște carduri, de exemplu, sau de ani de zile pe niște persoane. Cine a consumat benzina Consiliului Județean? Cum s-a făcut anumite de contă? Și bine că sunt așa mai departe. Deci asta e motivația și o dau limpede ca să nu avem niciun rău. Domnul președinte, dacă vrem să aflăm acest lucru, este foarte bine, putem să facem o comisie. Este o dreptul legal. Dar oameni care nu au lucrat niciodată în Consiliul de Administrație, n-aș vrea să spun în ședință aici, dar au mai fost câteva firme care au fost conduse numai de oameni care nu au lucrat în domeniu. Și le-am fermentat. Nu recunosc capacitatea, dar dacă angajăm, punem pe cineva numai pentru anchete, cred că nu... Nu cunosc ce capacitate, dar să administreze ceva în viață. Încă nu poți să pui pe cineva, am greșit noi, a terminat cineva facultatea și am pus președinte. Asigur că am avut în vedere la anchete. Și unii dintre ei, domnul Manolescu, sunt colegii noastre de profesie. Vă consult dacă mai sunt alte propuneri. Acest Consiliu de Administrație funcționează temporar. Și toate. Până vom termina la litigile, vom avea selecție de venit de public. Cum spune bine, poate sunt pensionari ăștia doi, că nu mai pot să bată. Și domnul Antonescu e pensionat, să știți că mi-a făcut bine o cerere. Înțeleg că e în aceeași situație. Bun, hai să trecem la înscrierea pe buletinul de vot. Rugămintea este să nu plecați, vreau să vă informez cu câteva chestiuni până să fac buletinele. Domnul Leo Badea, cred că ați observat că nu este astăzi prezent dintr-o pricină bine întemeiată, cum a spune doamna Sfințitul din vot. Este la Ministerul de Interne, o discuție la care a participat și eu prima parte, cu mai mulți miniștri, legat de finanțe, legat de rectificarea bugetară, legat de alocări de resurse, 27, AG577, plata persoanelor cu handicap, însoțitorilor persoanelor cu handicap. Și pentru că această întâlnire urma să se finalizeze undeva ora 19, am considerat că este bine să rămână acolo. Ne-am dus pregătiți cu dosare pe fiecare subiect și cu solicitări de finanțare pentru fiecare dintre lucrări. În acest context, vă anunț că potrivit proiectelor care au fost prezentate până am plecat eu, vom primi resurse financiare pentru plata de alierate, aproape la 80 de miliarde, cu precizarea că noi aveam grijă să plătim, așa cum spune legea și cum spune proiectul de ordonanță de rectificare a bugetului, creanțe care au o vechime mai mare de 90 de zile, așa spune, este un articol expres aici. De asemenea, vom primi sume de bani importante pentru sume de pacate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și vom primi sume de bani pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ în Universitatea de Stat, cheltuieli prevăzute de articolul 104 aliniatul 2 litera B din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 pentru plata unor hotărâri judecătorești care privesc plata de salarii la unitățile de învățământ și pentru drepturile asistenților personale, persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunari. Cifrele se vor definitiva în cursul zilei de astăzi. De aceea vreau să știți că domnul Badea Leonardo lipsește motivat de la ședința Consiliului Județean, de cât era important să fie acolo și sunt sigur că va fi și cu folos. Vă informez că dacă apare ordonanța de urgență mâine, ne vom întâlni câteva zile într-o ședință extraordinară a Consiliului Județean, numai când pun pe ordinea de zi rectificarea de buget generată de asta și o să discutăm și de fotbal. O să venim cu un raport complet. Da.
Bun, suntem gata pentru vot. Vă rog să comisia de numărare să vă intrați în atribuții și să procedați la strigarea consilierilor. Ivan Gheorghe. Eliza Tădeanu.
Nu mai putem să citească, nu mai e nevoie de voie. De salut, domnule. Ivan, mă rog, Lupoliu, președintele ar trebui să citească. Lupoliu, Mihai Doamne, să Manole Mihai Amin, Bocanu Adrian, vedeți Bocanu. Moise, Putea domnească,
Cârciumar au votat 30 de consilieri, Cârciumarul Marin 30 pentru 0 împotrivă, Agnes Eric 30 pentru 0 împotrivă. În Consiliul de Administrație a Școlii Speciale de Arte și Meserii, Drăghici Auric au votat 30 de consilieri, Drăghici Aurica 30 pentru 0 împotrivă. La Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din Bobița au votat 30 de consilieri, Marinescu Eugenia au obținut 30 pentru și 0 împotrivă. Semnăturile membrilor comisiei. Din rezultatele prezentate, comisia constată că va fi numit fiecare la respectivul consiliu de administrație în funcția în care a fost numit. Da. Acesta e rezultatul votului. Cele patru hotărâri sunt adoptate. Motiv pentru care vă propun să punem punct ședinței noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare. Rămâne, cum am spus, să ne vedem într-o ședință extraordinară, probabil cu o săptămână.